Ne aflăm în localitatea Bălăbănești și mergem în vizită la pietrarul satului, omul care construiește cetăți și turnuri din pietre. Iar primele semne pornesc chiar de aici. Ești nu și azi e liniște, dar se adună aici, răzești copiii, apoi ești meșteavoaca cu muzica. A fi zidar e o întâmplare, a fi meșter e lucru mare. Nici o profesie nu e ușoară, însă cunoaștem cu toții că munca e brățara de aur ce definește un om în viață. Nicolae Barbacaru este eroul reportajului de azi, iar strălucirea lui se vede în lucrările făcute din pietre mărunte. Cu piatra am început a lucra, mai precis, în decembrie 2009, asta sunt 9 ani de zile în urmă. Și vă spun așa cum am pornit-o, că era decembrie și la construcție nu e iarna de lucru, de exemplu. Și șez o iarnă întreagă așa, să nu faci nimic, și am pornit-o cu, de exemplu, două castele, primele două castele. Întâi am început a lucra cu așa tip, cum sunt făcute construcțiile astea la mine, cu pereții pe casă și atunci după aceea mai tăiați de să încerc și cu... Și dintr-o încercare ați făcut o grădină mare. Da. Timp de 11 ani a lucrat la uzina de beton armat, iar din anul 1997 a început să fețuiască cu piatră case și garduri. În 21 de ani de experiență, omul a învățat să dea pietrei forme originale, adunând o dita mai colecție de monumente arhitecturale în miniatură. Eu când văd într-un jurnal acolo, într-o revistă, la televizor, eu am tipărit în cap și... Dar m-am înțenat acolo, am făcut eschizul pe foaie și mă pornesc să fac așa un turn, un castel, o căsuță. Cine ar fi crezut că renumitele monumente arhitecturale din întreaga lume pot fi admirate și la noi în țară? Spre exemplu, Turnul Eiffel, Cetatea Sorocii sau Taj Mahal din India sunt doar câteva dintre operele de artă ale meșterului Nicolae Barbacaru. Ce-i drept, în dimensiuni mai mici, dar la fel de captivante ca cele mari, aceste sculpturi impresionează prin designul și construcția lor. Interesul lui vine din copilărie. Pe atunci, talentul său se rezuma la modelarea obiectelor din hârtie. În timp, bărbatul a făcut o pasiune pentru simboluri străvechi, dar și noi. Iar de atunci, imaginația s-a luat amploare. În jurul lui s-a creat un adevărat oraș de poveste, unde micile decorațiuni nu lipsesc din peisaj. Un muzeu în aer liber, așa poate fi descrisă curtea acestei case. Aici, Nicolae are expuse peste 100 de lucrări. Acolo am pus un copășel, acolo am pus un brăduleț, acolo am pus o tuie. Decorația mai mult se ocupă fiul meu, fiorul. El câte ori vine, mai ales vara, trebuie să vii cu ceva, oricum copășel. Oricum brăduleț. Un brăduleț, ia ca acela brăduleț, el era într-un vazon care el l-am susca. L-am pus, i-am dat o leac din greșeminte, l-am udat și ia ca și frumos. Atent și meticulos cu fiecare piatră în parte, omul prelucrează obiectul până în cele mai mici detalii, pentru a obține rezultatul dorit. Eu socot că dacă îți place, nu e așa de greu. De exemplu, chiar chestiunile astea care le fac eu, mulți au încercat, dar au zis că mai mult de două zile nu răbdată. Pentru că dacă șez, ia ca de exemplu, în construcția asta, eu am făcut-o într-o lună jumătate, cuiva cred că nu ajunge răbdare să facă șadele mantrâns sau o lună jumătate. Cum urtați mahalul, jumătate de an. Dar de unde aveți atâta răbdare? Nu, ia ca de exemplu, răbdarea, știți vorba, trece marea. Este...
Cu mâinile muncite și mintea ascuțită, Nicolae creează adevărate minuni în miniatură. Cu schițe proiectate și modele găsite în jurnale sau cărți, inspirația lui crește văzând cu ochii. Pare că nu obosește niciodată. Ba mai mult, dorința lui este tot mai mare atunci când lucrările îi sunt reușite. Asta e o lucrare dintre, pot spun, cele mai preferate mele, care mie îmi place, care se cheamă Lasu și Gnezdoi, el e în Crimeea. De ea că m-am condus după asta, după acest fotografic. Cu cât timp în urmă l-ați făcut? Asta l-am făcut la anul trecut, da. Încă 2 ani în urmă am făcut, care l-a luat al domnul de la restaurantul ăsta nostru din sat. Și acolo se vede frumos tot, unde curge apă. Dar, de exemplu, între așa construcții, dacă mă apuc, apoi eu până și nu termin altceva, nu fac nimic. Chiar să am și comandă, nu fac până și nu termin. Dar lucrați și nopțile? Se întâmplă iarna și până la 10-11. Pentru că este o muncă meticuloasă, omul lucrează singur. Nu că și-ar fi dorit el acest lucru, dar pentru că activitatea necesită răbdare și multă atenție. Iar tânăra generație e preocupată tot mai mult de tehnologia digitală. Omul când folosește, de exemplu, rămâne mărunțușurile astea, el le aruncă și gata. De exemplu, ia ca chiar aici la casa de nunți, omul folosit și acolo, vă spun, bineșoară, acolo și le arunci. L-au dus la poartă, eu le-am ales, le-am spalat. Cât timp durează procesul ăsta de selectare a pietrelor, spălare, pregătire? Depinde de și construcții vreau să fac. Dacă fac un castel, ia ca de exemplu, Taj Mahalul, apoi o săptămână nu m-am pregătit piatra, am format-o măruntă, adică am pregătit vreo 10 căldări de piatră întâi, că spornesc, că nu pot spărim, iar pornesc procedura asta. Dacă știți, a intrat în joc, dar nu trebuie să te, ca până îți trece pofta de lucru. Cine cumpără lucrările dumneavoastră? Oamenii simpli, oamenii care vin să uite, le place. Eu, de exemplu, la castele nu prea le plac, dar și muncă în trânsul, adică e mai scump. Dar așa căsuți, ia ca dar în ansamblu fac căsuți, fântână și moară de vânt. Și în ansamblu și eu așa, e o căsuță, o fântână și o moară de vânt. Acasă și-a improvizat un atelier unde preferă să lucreze în liniște, fără a face prea mult deranj. Așa e atelierul meu de vară, e că e cam până în noiembrie, dacă mi-e cald, dar până mă mut eu. Ia că aici e principalul. Aici realizați toate lucrările. Dar acum lucrăm cu piatra, nu lucrăm cu numai hârtie și cu clei, ori de vorbă vișuim și aici vrei, nu vrei, ia că aici în toporașul și șocanul. Aici eu fac o căsuță, ia că de-am usubit aici, te sui pe scări aici, și a doilea etaj. Acolo e intrarea în garaj, adică eu să spun o mașinică mică și ia că de-am 4 zile. Curioși de a vedea cum decurge procesul creației, am participat la câteva dintre etapele de lucru. De exemplu, dacă vrem să facem o construcție, luăm, dacă de exemplu, bucată de carton, de hârtie, în desen planul, cum trebuie să figura, cum e, de exemplu, e aici, cum e pătratul, tot, că după dânsul, dar mă orientez și încep o clădire. Și mai departe, formăm piatra, tot pe ce trebuie să fie mărunte. Dacă e mai mășcată, nu arată estetic, trebuie mai mărunte. Dornic să transmită învățăturile sale și celor din jur, Nicolae m-a rugat să-i dau o mână de ajutor. Rodica, ea nu știe de acolo, vin încoace și e parte la proces aici. Să vă ajut, da? Da, ia că ești stropiești pietrele cu apă. De ce le stropim cu apă? Le stropim cu apă că ca la construcție. Tot și stropit cu apă, mai bine să încleie și mai bine să ține. Nu să dezlipiesc pe urmă. Ajunge? Da. Bun. Și după aceea, ia că aici am făcut mortarul. Puțin, fac, de exemplu, o jumătate de kilogram. Ne ajunge pe 2 ore. Facem mortarul și luăm mortar, punem și tăpețic, și că, de exemplu, am clădit 8 cm împrejur, asta e o zi, pe o zi lucru. Ia spuneți, eu fac bine aici? Da, ia că asine e pânea. N-așa-și face. Am ales bine pietrele, corect? Da.
Meșterul are un regret. Lucrul său nu poate fi prezentat în cadrul unor expoziții sau evenimente organizate, pentru că obiectele sunt destul de grele. Acestea necesită transport special și alte cheltuieli, obstacole de care până acum nu a putut trece. El încă mai speră că într-o zi se va găsi cineva interesat de munca sa și îl va ajuta să-și promoveze lucrul și în afara localității. De exemplu, că ți-a luat acolo un prosop, un tablou foarte dus, să spuneți, dar îmi trebuie o mașină mare ca să încarc, mă răcar, vreo 6-7 căsuri, mă duc cu căsuță, numai zic că și căsuța asta în aici. Printre cele mai renumite monumente arhitecturale care i-au servit drept model sunt mausoleul din India, Taj Mahal, turnul Eiffel, cetatea Sorocii, dar și alte modele făcute după imaginația sa, cum ar fi broaște țestoase. Cel mai mult timp am muncit întrânsă. Asta am început în decembrie și am închegat-o tot în luna mai. Taman fix 6 luni de zile. E așa mare, dar e făcută din 21 de elemente. De exemplu, fiecare, ia ca asta e aparte, asta e aparte, aparte acolo o plastină, ia ca asta e aparte și aia aparte, și aia este 8 din prejur elemente. Păi s-o cotiți că eu, zic, m-am cupul ăsta la vreo 500 de chetele, dar aici tot Taj Mahalul cât. Și ce aveți de gând să faceți cu dânsul? E ca să-l țin aici, să-l vadă lumea pe aici. Eu mă steruie să le țin cam tot aici împlinit, adică aș nu și să le dau pe toate. Dar unii, noroc, și-l să-l dau pe toate. Munca lui nu este încununată de lauri, ci de fire de iarbă sălbatică, creând astfel un loc plin de farmec. Care este prima lucrare făcută dintre toate acestea? Prima lucrare. Prima, asta a fost începând cu decembrie 2009 și până tot iarna, dar 2010, ia că ai primul, aia de exemplu, sunt elemente care putem să dai aici, dar m-i pus concret, adică ai prins stabil. Tot. Da, el, dar m-i cam greu să-l... Și ia că de el are 9 ani de zile. Dar scoicele de unde le-ați adunat? Scoicele am... Ați fost la mare? Am un cumătru care el se duce mai des ca mine la mare. Și acolo el îți duce cu grupa, cu echipa de copii. Băieți care la anul vrea să vie la mare, câte o mână de scoci. 20 băieți, o mână de scoci, primește o... Dar dumneavoastră, când ați fost ultima dată la mare? Vă spun cinstit, 10 ani în urmă. Chiar dacă nu-s prețioase pietrele pe care le șlefuiește, el construiește din ele adevărate comori arhitecturale. Asta e făcut 2 ani în urmă. E tot, eu cam vă spun că e un lucru compus, mai ales, de exemplu, nu e asta de compus, că asta e semi de bază, dar ea ca asta e și asta e mi-e compus și făcut, fiindcă aici ea am pus sârmă, că dacă când îl lovești să nu se rupă, și încetșor al tot faci, tot așa, mai dau într-o parte să văd ca să margă proporția, să nu și încârnit ori în stânga, ori în dreapta. Că zi, dacă îl încârnesc, am făcut unul. Încârnit, l-am lăsat, l-am făcut altul. Mă. Aici e ultimul turn, aici e făcut asta vară. Vara asta eu l-am făcut. Înălțimea are 1,90 m, tot așa e pe elemente, dar l-am legat că să nu pălească, să răstoarnem, dar să traumeze pe cineva. Și i-am mai pus un foișor alături. Care e lucrarea voi cea mai dragă dintre toate? Da, păi eu toate mi-s drage. Așa, dar dacă ar fi să alegeți una, care ar fi aceea? Când place, lasă și neagnezdo, el acolo. Mi-a da, așa, dar cam paralel cu lasă și neagnezdo după popularitate, după care îmi place și Taj Mahalul. Adică, care cu cât? Lucrările la care ați care am muncit mai mult, și nu le-am lăsat într-o parte, adică am muncit numai până la finish, până la urmă. În 2013, când mi-am pus în cap să fac Taj Mahalul, anul ăsta m-am gândit că zic să fac așa un fragment de vreo 3 metri de zidul chinezesc. Am să-l fac, asta la iarnă. Dar acolo este unii mi-ai compus, acolo cu turnuri, cu arcuri, care... Unii zidul chinezesc care... Are 6.000 de kilometri, dar acolo numai vreo 100 de kilometri unde turiștii vin mai mulți, adică unii e făcut mai... Dar aveți spațiu în ogradă pentru zidul chinezesc? Da, păi ia ca aici îl pun așa.
Sculpturile omului au înfrumusețat și localitatea din care face parte. Meșterul a creat mai multe obiecte decorative pentru oamenii din sat. Om bun la suflet, mâncește din castelul este multă vreme să schin cu dânsului, să dinează tare pe o jumătate așa, să el se apucă om de lucru. Cu dânsului trebuie să ai totul de practică, până de pui, până le așez, tot. E măcarean bun, îl stimăm, a stită satul. Dumnealui s-a apucat și a făcut pe ce trebuie. Ideea singură și frumusață și prostă pentru lume, el foarte s-a stăruit și mulțumim lui că el e un om cum se cade și face pe tot locul să fie foarte bine. Cu domnul Nicolae ne cunoaștem foarte de mult. Suntem din același sat, suntem săteni, clar că comunicăm, dar talentul l-am văzut în coace. Eu aici n-am lucrat aici. Târziu am venit în sat să lucrez, când am trecut în 92 din Dubăsare, noi am venit în coace. Și abia atunci am văzut că domnul are așa un talent frumos. Când vine atât copii la noi, ei se apropie de castel, eu mai fac discuții cu dânsii. Doar sunt lucruri atrăgătoare, frumoase, care e ingineris pentru sufletul omului. Nicolae Barbacaru continuă să construiască cartea de vizită a satului cu propriile mâini. Voința și curajul lui dovedesc că cine nu lenevește, aur și în piatră găsește.